Am fost prezent de 44 de ori în școli, de 24 de ori în licee, în fața unui număr de 3200 de elevi. Am distribuit un număr de 500 de afișe, 1200 de tricouri, am acordat un număr de 30 de premii la câteva concursuri care o să le vedeți imediat pe slide-uri, 60 de medalii, 16 cupe, 2 plachete, iar într-un an de zile am obținut fonduri în valoare de 50.000 de ron, 500 de milioane, așa cum spunea și domnul prefect mai devreme, cu ajutorul Consiliului Județean, lucru care mă situează pe primul loc în țară la absorția de fonduri pe programe specifice și indicate în cadrul campaniilor antidrog. Având ca partener Primăria Municipiului, Consiliul Local și Consiliul Județean Giurgiu, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog a avut un an plin de activități de prevenire, atât în direcția reducerii consumului, cât și a ofertei de droguri. Dincolo de efectele de moment ale campaniilor derulate în 2011, poate cele mai importante sunt rezultatele palpabile constatate de specialiști în rândul potențialilor consumatori din Giurgiu. În afară de faptul că în fiecare liceu există un nucleu de câțiva care nu sunt la un nivel îngrijorător, clar vă spun, dar există, și cei care consumă în scopul de distracție și de a fi cool și de a fi ei mai tari ca ceilalți, fenomenul nu are aspecte îngrijorătoare.